Ostilitățile din Orientul Mijlociu ar putea înceta în cel mai scurt timp. Se așteaptă ca Israelul și militanții din Gaza să ajungă la o înțelegere privind încetarea focului. Cel puțin așa a declarat un oficial al grupării Hamas. De cealaltă parte, Israelul susține că nu examinează un asemenea scenariu și continuă să lanseze rachete în zone unde suspectează prezența organizației palestiniene islamiste. Un înalt oficial al Hamas a declarat miercuri că se așteaptă ca Israelul și militanții din Gaza să ajungă la o înțelegere de încetare a focului într-o zi sau două, armistițiu care să pună capăt violențelor transfrontaliere. Mesajul vine la scurt timp după ce președintele american i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să găsească soluții pentru un armistițiu. Exemplul Statelor Unite a fost urmat de Germania, care și-a trimis în regiune ministrul federal al afacerii externe. Întrebat la radioul public din Israel dacă încetarea focului va fi posibilă de vineri, ministrul israelian al informațiilor a negat acest lucru. Între timp, Israelul a continuat bombardamentul în Gaza, iar în urma atacurilor aeriene au fost distruși peste 90 de kilometri de tuneluri, scrie BBC News. Iar Hamas a reluat lansarea de rachete după 8 ore de pauză. Potrivit informațiilor, până acum ar fi fost omorâți peste 220 de palestinieni, iar Israelul a pierdut 12 oameni. Miercuri, guvernul de la Chișinău a anunțat că începe evacuarea moldovenilor aflați în fâșia Gaza. Deocamdată 31 de oameni au solicitat să fie aduși acasă.